Salutare dragilor! Mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi avem tema ce mănânc eu într-o zi în care nu am timp. Ce mănânc eu, ce mănânci tu și ce mănânc oricine într-o zi în care nu avem timp. Cu siguranță acesta este un subiect ce ne lovește pe fiecare dintre noi în fiecare zi din viața noastră. Și tocmai de aceea îți recomand să rămâi până la final, pentru că am pregătit câteva puncte poate care o să te ajute pe tine să fii mai bine și câteva idei pe care tu să le folosești, mai ales în zilele în care ești full de treabă și să te ajute pe tine să ai o alimentație corectă. Așa că eu sunt Raul, sunt tehnician nutriționist, sunt fitness coach și antreprenor în acest domeniu. Fac aceste videouri pentru că vreau să vin în întâmpinarea oamenilor, să-i ajut să aibă un stil de viață sănătos, echilibrat și o sănătate asigurată pe termen lung. Așa că, înainte să încep, aveți săgetuța din josul videoului și acolo veți găsi descrierea acestui video, iar în descriere aveți butonul de like, aveți butonul de comment ca feedback să-mi spuneți cum vi se pare sau idei pentru următoarele videouri și, bineînțeles, aveți butonul de abonare, subscribe la canal, asta pentru persoanele, că cei din aceia dintre voi care vă doriți să mă sprijiniți în acest proiect pe care eu l-am început. Așa că, dragilor, haideți să dăm drumul la treabă, ce fac eu într-o zi, ce mănânc eu într-o zi în care nu am timp și acest subiect mi se pare unul foarte bun și foarte de discutat, pentru că am trecut prin două etape și o să bazez acest video pe două direcții importante. Ce fac în zilele în care nu am timp și nu am pregătit și nu m-am pregătit deloc în direcția asta și ce fac în zilele în care m-am pregătit și știam că nu o să am timp și așa mai departe. Bun, și atunci, de unde pleacă această idee a mea? De unde a plecat și ideea videoului? În primul rând, am constatat că noi suntem cu toții în acest secol al vitezei. Suntem într-un secol în care pare că fiecare zi din viața noastră zboară. Ți s-a întâmplat? Ai observat? Ai observat că parcă acum este dimineață, acum este seară, acum e dimineață, acum e seară, acum e luni, acum e duminică și așa mai departe. Și avem atât de multe activități în fiecare zi, pare că acum ceva timp era totul mai liniștit. Pare că nu eram, sau poate așa percep eu, dar pare că totul este într-o repede înainte. Și mergem și colo și colo și mergem și așa mai departe. Și pare că nu avem nicio altă soluție decât să ne conformăm cu ceea ce se întâmplă. Și eu asta am crezut foarte mult timp, dar astăzi vreau să spun foarte direct că nu cred că nu putem controla asta. Cu siguranță multe lucruri din viață nu le putem controla, dar ceea ce privește alimentația noastră, cu siguranță o putem controla. Și foarte mult timp din viața mea eu am spus, lasă că o să văd eu ce mănânc mâine. Și atâta mi-a trebuit. De cele mai multe ori vreau să vă spun direct și, apropo, puteți să-mi puneți în coment dacă vi s-a întâmplat și vouă, să aveți momente în care să spuneți, lasă că o să văd ce o să mănânc mâine și mâine când te-a apucat foamea, vai de mine, nu mai știai pe ce parte să iei și nu mai știai ce să mănânci prima dată și nu mai știai cum să te duci la primul loc în care să găsești mâncare și orice fel de mâncare. Și bineînțeles că îmi pasă foarte mult de acest subiect, pentru că, după cum știți, 75% din sănătatea noastră ține de stilul nostru de viață, alimentație, sport și așa mai departe. Și dacă n-am discutat despre asta, cu siguranță, poate că fiecare dintre noi ne-am duce într-o extremă nu foarte bună și pe termen lung sănătatea noastră ar avea de suferit. Și de asta pentru mine foarte important sunt statisticile și dacă statisticile arată asta, haideți să găsim și o soluție. Și în a doua parte a videoului pe asta vreau să mă focusez, să vă arăt cum eu am descoperit pentru mine o metodă prin care să fac lucrurile mai bine, să reușesc să-mi aranjez absolut tot pentru a fi sigur că pe termen lung eu sunt ok. Da? Pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori să ajung în anumite puncte și vă povestesc chiar nu de foarte mult timp mi s-a întâmplat. Eram în oraș cu ceva treabă într-o locație și trebuia să rămân în zona acolo câteva ore bune. Și așa a făcut, pur și simplu, din diverse motive, eu nu am avut timp să-mi fac de mâncare. Eu nu cred în asta. În fine, nu mi-am făcut timp să-mi fac de mâncare și am ajuns acolo fără ceva la mine. Bun, ideea a fost următoarea. Ideea este că ce s-a întâmplat când m-a luat foamea foarte tare? Păi vă spun eu ce s-a întâmplat. Am început să dau din stânga în dreapta să văd unde să mă duc să mănânc. Și am găsit în jur, pe o rază de mulți, am mers o grămadă pe toate străzile din jur și am găsit câteva benzinării. Știam că la benzinării nu prea am ce să găsesc, pentru că nici măcar nu aveau acele locuri de mâncare. Erau benzinării din acestea mai mici și vreo două, trei magazinașe de cartier. Și ce credeți că am putut eu să iau de acolo? Mie îmi place să mănânc mai sănătos, așa că nu voiam să optez clar către nimic care era la îndemână. Și atunci m-am trezit că am găsit câteva banane, vreo două banane am luat și niște alune. Erau singurele lucruri pe care eu le-am găsit pe o rază de foarte mult, foarte mult loc în București.
Și mi-am spus, zic, uite ce înseamnă ca tu să nu te pregătești. Unul la mână mi-a luat 30 de minute să găsesc, pentru că am tot umblat de la unul la alții, poate găsesc. Și doi la mână, nici nu am găsit ceva care cât de cât să fie ok. Și încă o dată mi-am dat seama că dacă nu mă pregătesc din timp, cu siguranță lucrurile nu o să fie foarte bune. Pentru că am o super siguranță. 100% siguranță este că și astăzi, și mâine, și poimine, la fiecare dintre noi o să ni se facă foame. Apropo, e foarte bine să ni se facă foame. Înseamnă al nostru corp funcționează. Doamne ferește să nu ți se facă foame într-o zi, că atunci cu siguranță sunt alte probleme, nu discutăm astăzi despre asta. Dar e normal să ni se facă foame și e 100% sigur că și mâine o să ți se facă foame. Dar ce faci tu mâine? Ce faci tu mâine? O să fii din nou victimă, așa cum vorbesc cu mine. O să fii din nou victima, ce iau acum sau n-am avut cum, pentru că uite, eram acolo și ce să fac dacă n-am avut cum. N-am putut să găsesc, n-am avut timp și așa mai departe. Poate să fie asta o soluție? Da, bineînțeles că poate. Te sprijină asta în sănătatea ta? Nu, bineînțeles că nu. Și știți de ce? Pentru că, din păcate, toate alegerile pe care noi le facem devin obișnuințe. Și după cum puteți vedea, de multe ori văd o grămadă de persoane care ajung în puncte în care repetă zile la rând ceea ce eu am povestit despre mine în ziua aceea. Și în fiecare zi sunt victime ale eu nu am timp, vai de mine, și ce mă fac, și aia, și aia, și aia. Și cu toate astea ajung să nu se simtă bine, să nu mai aibă energie, să vrea cafele la orice minut, să vrea tot felul de ciuguleli și așa mai departe pe care le găsim la orice colț de stradă, iar pe termen lung ne supărăm că astăzi România e numărul la boli cardiovasculare, suntem în top la noi cazuri de diabet, suntem în top la supraponderabilitate, suntem în top la obezitate și toate lucrurile care nu sunt neapărat cele mai bune în sănătatea noastră, noi suntem în top la ele. Da? Dacă alimentația face 75% din asta, oare putem înțelege de ce suntem acolo? Eu cred că putem foarte clar. Așa că, dragilor, pe de altă parte, haideți să vă explic ce am făcut eu ca și schimbare în stilul meu de viață în momentul în care mi-am dat seama că n-am nicio șansă dacă nu-mi pregătesc din timp. Și de multe ori am auzit că dacă tu îți pregătești din timp și ții în caserole, cu siguranță astea te ajute. Mă îngrozea gândul ăsta, mă îngrozea pur și simplu. Mă gândeam, zic, dar când să am eu timp să-mi fac aceste caserole? Pentru că eu muncesc și trebuie să mă duc să mă văd cu oamenii și trebuie să mă duc să fac antrenamente și toate cele. Și nu știu dacă eu o să am timp. Am de muncă toată ziua, o grămadă de ore. Și la un moment dat am zis, bine, haide să încerc. Dragilor, am constatat o treabă incredibilă, incredibilă. Am început într-o perioadă în care plecam de dimineață și dimineața la maxim ora 7 trebuia să plec de acasă și mă întorceam seara târziu. Ceea ce însemna că dacă la 7 trebuia să plec, la 6 fără, maxim 6 era trezirea. Și am constatat că am luat o caserolă, am luat niște, depinde de dimineață, am început să pun ori o bază verde, rucola, baby spanac sau salată verde, am început să mai pun niște legume. Mi-am pus în fiecare zi o sursă de proteină, că voiam niște pește, că voiam ton, că voiam niște brânză slabă, că voiam niște tofu. Orice diverse surse de proteină pe care eu le adopt în stilul meu de viață. Pe de altă parte, pun jumătate de avocado pentru grăsimi sănătoase sau câteva măsline sau două linguri de ulei de măsline. Și mai veneam și cu ceva carbohidrați. Cel mai simplu, în cele mai multe zile, îmi luam niște crackers din aceea Vasa sau niște pâine integrale sau dacă voiam să înfierb repede în 5-7 minute un pic de orez brun sau niște paste integrale și atunci aveam și proteine și carbohidrați și grăsimi și multe legume. Sau dacă în unele zile pur și simplu aveam făcut de cu o zi înainte niște cartofi dulce și mai aveam, eu știu, o bucată de carne și făceam lângă niște legume la cuptor sau diverse lucruri. Dar Ce s-a întâmplat mi-a revoluționat mintea pentru că eu am observat că pregătirea dura nu mai mult de 10 minute. Și mi s-a părut fantastic pentru că am înțeles așa, ok, mie mi-a 10 minute să fac asta, iau toate astea cu mine și eu toată ziua sunt asigurat. Adică nu mai dau din stânga dreapta când vine momentul de prânz, de exemplu, să nu știu ce să fac și să nu mai știu pe unde să mă duc și să-mi iau o grămadă de timp să găsesc și până iar fac, până nu. Dintr-o dată am observat că la prânz eu ridicam frumos, îmi luam caserola, mă retrăgeam puțin, deschideam caserola și mâncam în 10-15 minute sau 20 de minute. Și asta era tot prânzul meu și dintr-o dată am zis, wow! Adică cu tot cu pregătire și cu mâncat mie mi-a 30 de minute versus mult mai mult de atât și multe frustrări și multe gânduri și multe vai de mine, n-am avut timp și n-am putut și așa mai departe și toate lucrurile negative pe care ni le spunem. Deci eu am de câștigat din toate direcțiile. Pe lângă asta am început să-mi iau niște gustări.
am început să-mi iau niște batoane proteice sau un shake nutritiv sau să-mi iau un fruct sau niște migdale la mine. Migdalele, apropo, în toate sezoanele plăcea că nu era că se stricau sau se erau topite sau așa mai departe cum se întâmplă cu alte lucruri. Pur și simplu le aveam cu mine cam 20-25 de migdale la o gustare și e fantastic. Și așa că, dragilor, vă spun asta pentru că eu cred cu tărie că dacă fiecare dintre noi înțelegem că și mâine o să ni se facă foame și ne punem puțin să ne pregătim, o să ne ducem să ne cumpărăm pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru o săptămână, de exemplu, alimente pe care tu le ai în frigider și îți pregătești în fiecare zi. Eu nu pot, de exemplu, încă să-mi pregătesc pe mai multe zile. Sunt multe persoane care fac asta, dar eu îmi pregătesc pentru fiecare zi în care știu că plec de acasă. Știu că plec de acasă, îmi iau caserola cu mine și cu siguranță asta mă ajută. Spun că sunt perfect? Nu. Mi se mai întâmplă să nu-mi iau? Da, bineînțeles că mi se mai întâmplă. Și ce credeți? De cele mai multe ori când nu-mi iau, încă o dată îmi dau seama că am greșit și încă o dată îmi dau seama că ar trebui să-mi iau cu mine. Da? Și mi se întâmplă, nu spune nimeni că nu mi se întâmplă, pentru că vă spun clar că mi se întâmplă. Dar nu cred că viața e despre perfecțiune. Viața e despre a fi ușor din ce în ce mai bun. Așa că, dragilor, eu sper din suflet că acest video să vă fie de folos. O să vă atașez imediat și niște poze cu mesele, caserolele pe care eu le am cu mine, că acolo o să aveți mai multe idei de cum combin eu și toate cele. Dacă aveți întrebări, cu siguranță puteți să-mi scrieți. Aveți în descrierea videoului Facebook, Instagram-ul meu și absolut toate lucrurile. Aștept de la voi un feedback, un coment, cum vi s-a părut videoul. Aștept de la voi și noi idei pentru următoarele video. Și bineînțeles, exact cum spuneam la început, dacă v-a plăcut, un like și subscribe la canal, pentru că asta cu siguranță mă va ajuta și pe mine să merg mai departe și să fac tot ce trebuie. Așa că eu vă doresc mult succes, aveți grijă de voi și să fiți sănătoși pe termen lung. Toate bune!